oración. No les dejes de mirar tu intención. Vă doresc tuturor multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu, gânduri frumoase, să aveți parte de zile și sărbători fericite, dar gândindu-vă la momentul acesta aniversar, Felix, căutând lumina, într-o zi a venit la Biserica Philadelphia, la Petroșan, și cu pioșenie și respect ne-a adresat rugămintea lui. Vreau să fac seminarul biblic la Biserica Philadelphia. Acolo ne-am întâlnit prima dată. Urmărind ca și pe ceilalți studenți cu mult interes și pe Felix, am văzut că era interesat în cunoașterea luminii. Și atunci am aflat că el scrie versuri și l-am rugat să scrie o poezie la seminar. Și-o și scris-o. Eu n-am fost pregătit să vin să vă recit, pentru că nu m-am așteptat să fiu postul aceasta, dar m-am bucurat atunci văzându-i că lumina pe care el a primit-o în urma cercetării Scripturii a reușit să o pună în versuri și să aducă pentru alți doritori de poezie multă lumină. Aș vrea să-i spun în mod special poetului Felix doar câteva versuri. Dacă vreți să le luați și pentru dumneavoastră, foarte bine, dar le voi dedica dumnealui doar atât, un scurt fragment dintr-o poezie. Când nu veghezi, când nu mai ești atent, Satan, ucigătorul, se coboară atât de fin, îți dă puteri și ovituri în piept și nu ai pace, nici odihnă, nici alin. Te lupți, te zbați, ești dezorientat și gândurile, gânduri vin grămadă. Ai vrea să vezi ce s-a întâmplat și tot în jur începe ca să cadă. Adâncă-ți-e fisura prin care ai cedat și omul dinăuntru îți strigă. De ce nu ai vegheat? Acum sunt trist în tine. Sunt trist și sfrământat. Te întreb și acum, într-una, de ce l-ai vegheat? În momentul în care nu suntem atenți la umblarea noastră, la lumina care am primit-o, la cuvintele lui Dumnezeu care aduc înviorarea sufletului nostru, e adevărat că ne costă. Eu doresc ca Marțian să poată scrie mai departe și să poată da o direcție bună cititorului de poezie prin versurile care le va scrie, știind că Domnul Iisus a spus clar: voi sunteți o epistolă vie, scrisă și citită de toți oamenii. Nu numai noi avem nevoie de poezie, și poeții au nevoie de poezie, și Marțian are nevoie de poezie. De aceea poezia care am primit-o de la Dumnezeu, prin Hristos, ne-a adus îmbogățire sufletească și ne-a adus viață veșnică. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze pe Marțian să mai scrie, dar doresc și dintre dumneavoastră, cei care sunteți chemați la a scrie poezia, scrieți!